Stimați concetățeni, iată că suntem joi astăzi, s-a terminat numărătoarea voturilor. Am avut ceva de așteptat, dar în afară de contestații n-a mai rămas nimic. Deci, dacă acestea vor fi respinse, să sperăm că mâine vom avea rezultatele cu adevărat definitive. Da? Numărătoarea, deci, s-a terminat, așa că în procente situația arată... În felul următor. La capitală Gabi Firea a obținut 42,97%. I-a lipsit așadar foarte puțin uh, pentru a atinge 43. A fost practic acolo 4 zile și jumătate, dar în urma rezultatelor definitive îi lipsește un 0,3 ca să ajungă până la 43 ușor, Dan însă a depășit 30 de procente, 30,52 mai exact după centralizarea BEC. Pe locurile următoare se clasează Cătălin Perdoiu cu 11,18%, deci într-adevăr îi se potrivea uh, porecla de Cătălin Perdoiu. Asta înseamnă deci că el a terminat undeva la 31,8% în spatele Gabrielei Firea. Și 31,8. Robert Turcescu de la PMP, care a fost felicitat ca domnul Goe, a primit 6,46. Am mă întreb și eu, pe cine a depășit Robert Turcescu de este uh, premiat? Pentru că el a fost numit vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară astăzi de către Traian Băsescu în unanimitate de voturi și în ropote de aplauze bănuiesc. Deci a fost învins de Gabi Firea, învins de Nicușor Dan, la piele de amândoi, la piele. Nicușor Dan l-a bătut cu 28%. de procente. Trebuie să mai treacă multă apă pe Dâmbovița și să mai trecem într-o nouă eră a canalizării la nivel mondial, până când Robert Urcescu să recupereze 28% de față de Nicușor Dan. Cătălin Predoiu nu l-a bătut foarte tare, mai puțin de 5%, dar totuși l-a bătut. Deci ce, a terminat înaintea lui Daniel Barbu. Și mai jos decât atât nu putea să fie cel care să erija în viitor primar general al capitalei. Și care a mai spus și tâmpenia asta, că toți primarii de sector vor fi de la PMP. PMP are cei mai puțini primari la nivel de țară. 18. Nici o formațiune n-a obținut mai puțini. De exemplu, de, de exemplu un de UNEPR-ul are 19 primari da? un epr cu PSD, cum ar veni în anumite circumscripții, 19 primari, un epr singur are chiar 26, ALDE, de exemplu, are 64 de primării, Independenție obțin 53 de primării, udmr are 195, și am luat-o de la coadă spre cap de data asta, PNL -ul...